Sărbătorile noastre. Sfintele sărbători sunt anume rânduite de Dumnezeu pentru ca să fie prilejuri și mai alese de meditație duhovnicească, în care sufletele noastre să rămână cât mai mult în adâncimi și pe înălțimi sfinte, să petrecem împreună ceasuri și mai fericite de rugăciune și să le avem ca prilejuri și mai luminoase de bucurii și de petreceri sfinte spre slava lui Dumnezeu și binecuvântarea noastră. Oricând se apropie sfintele sărbători, mai ales cele ale nașterii sau învierii Domnului, nici unii dintre noi nu trebuie să uităm îndatorirea sfântă de a le întâmpina cu o pregătire cât mai cu grijă, spre curățirea noastră și cinstirea lui Dumnezeu. Orice sărbătoare este un prilej de sfințire și primenire sufletească. Să le folosim toate pentru a ne uni și mai mult cu Dumnezeu. Săptămânile de post așezate înaintea marilor sărbători, tocmai cu acest scop au fost rânduite. Ca, în tot timpul zilelor pregătirii, noi să avem trează mintea noastră, gândul și inima noastră în Duhul care să ne îndemne spre curățire, pentru a ne putea, în zilele sărbătorești, să ne înfățișăm în chip cât mai prielnic înaintea lui Dumnezeu. Dar în zilele pregătirii, nu numai înfrânarea și disciplina trupească, prin renunțări la îmbuibare de mâncare și băutură sau la slobozine necuvinței, se cade să le avem noi în vedere, ci și o atentă meditație asupra sfintelor învățături și o mai smerită și stăruitoare rugăciune și o mai evlavioasă purtare și o mai mare stăruință spre casa Domnului și spre iubire, iertare și binefacere. Unde sunt mari mulțimi adunate, se găsesc totdeauna tot felul de oameni, și buni și răi, și credincioși și necredincioși, și prieteni ai lui Hristos și vrăjmași ai lui. Se găsesc mai ales multe iscoade, care nascuns mișună pretutindeni, urmărind, pândind și pârând orice mișcare a Domnului. Credincioșii Domnului trebuie să fie foarte veghetori când sunt în mijlocul gloatelor și când sunt vremuri de strâmtorare pentru Domnul. Atunci adunarea în grup prea mare este primejdioasă. Atunci cântările cu glas prea tare pot atrage primejdii. Atunci rugăciunile prea în public pot fi prilejuri folosite de vrăjmașul spre a face răul pe care urmărește să-l facă. Fiii și ucenicii Domnului să ia aminte. Mulțimilor nu li se poate întâmpla prea mare rău, dar vouă, copii ai Domnului, vouă, ucenicilor săi cunoscuți, vi se poate întâmpla. Trebuie să fiți cu multă grijă în locurile grele și în vremurile de strâmtorare. În astfel de vremuri, când Hristos este urmărit, trebuie să se ascundă omul cel cinstit și nu cel tâlhar. Trebuie să se teamă cel bun și nu cel rău. Căci este pândit și urmărit cel nevinovat și pașnic, nu cel vinovat și răufăcător. Cu câtă rușine și dezgust se scrie și se citește în istorie despre zilele și despre stările când în lume a domnit sau domnește silnicia, teroarea, apăsarea omului de către om. Și de atunci, omenirea le repetă mereu, pentru că nu numai numărul neînțelegerilor este nesfârșit, ci și al mincinoșilor, iar îndrumători care să învețe de la înaintași sunt foarte puțini. Toți cei ce vin la rugăciunile de sărbători trebuie să vină nu numai spre a-și împlini o datorie rămasă de la înaintași, ci și cu o fierbinte dorință să-L caute și să-L afle pe Hristos. Acest gând sfânt și această curată dorință dau cel mai înalt preț tuturor ostenelilor și evlaviei celor ce se închină. Fără căutarea și fără aflarea lui Hristos, toată îndeplinirea obligațiilor formale de sărbători nu aduce niciun folos practic pentru sufletul închinătorilor. Căci atunci când gândul lui Hristos lipsește, toată căutarea devine zadarnică sau aproape. Când Duhul lui Hristos lipsește, toată închinarea devine un obicei sau aproape. Fără prezența puternică a lui Hristos în ostenelile noastre, în cuvântările și în rugăciunile pregătirii noastre, sărbătoarea care vine nu înseamnă pentru sufletul nostru nimic sau aproape. De aceea, dragă suflete al meu,
adevărata ta pregătire pentru sărbători este să-L cauți pe Domnul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Spre Hristos să-ți fie îndreptate toate gândurile și toate dorințele tale și din El să-ți faci tu ținta cercetării și căutării tale stăruitoare. 1 Petru, capitolul 1, versetul 10. Suiete mereu, suflete al meu și fiul meu, spre Ierusalim, adică dă-ți toate silințele să unești cu credința ta fapta, cu fapta cunoștința, apoi înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni, roadele și plinătatea Duhului Sfânt. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8 și Coloseni, capitolul 1, versetul 19. Căci adăugând virtute lângă virtute și rod lângă rod, nu numai că nu vei putea sta leneș și nepăsător, ci urmele tale vor deveni pline de lumină pentru frații tăi și pentru urmașii tăi. Noi toți, prin trecerea vieții noastre, ne apropiem de marea sărbătoare a învierii de apoi. Ce înțelept lucru din partea fiecăruia dintre noi este să ne pătrundem cel mai puternic de gândul pregătirii noastre sufletești pentru întâmpinarea acestei zile mari și înfricoșate. Domnul este la ușă. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 33. Pregătește-te! Pregătește-te cu înțelepciune și cu grabă, suflete al meu! Marea sărbătoare te cere să fii curat, sfințit, îmbrăcat în faptele neprihănirii, curățit prin sângele mielului Iisus. Domnul să te facă părtaș minunatului său praznic. Pregătește-te să-L întâmpini fericit. Oamenii iscoditori sunt cei mai vinovați înaintea lui Dumnezeu, ei fiind înfățișați de cuvântul lui Dumnezeu ca niște slujitori ai satanei. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 14 și 15. Aceștia au fost și sunt și astăzi cei care au făcut și fac cel mai mare rău lui Hristos și lucrării sale. Osânda lor și locul lor vor fi veșnic cu satana, în focul pregătit lui, fiindcă ei, la fel cu el, au făcut și fac. Pe când ceilalți vrăjmași, care umblă pe față, chiar dacă ar fi ca niște lei de furioși, de puternici și de sângeroși, 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, totuși sunt văzuți și cunoscuți, așa că pot fi ocoliți. Dar iscoditorii care se ascund cu șiretenie și umblă cu vicleșug, prefăcându-se adesea în slujitori ai neprihănirii, în credincioși și în frați smeriți, Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetul 20, aceștia nu pot fi recunoscuți decât foarte greu. Adesea nu sunt descoperiți decât după ce au făcut răul, după ce au săvârșit crima și după ce l-au predat în mâinile călăului pe cel nevinovat. Chiar și între acest fel de oameni, tot mai sunt și unii mai cu frică de Dumnezeu decât ceilalți. Aceștia, deși au aceeași poruncă și aceeași obligație să-L afle, să-L prindă și să-L aducă pe Hristos, ca și ceilalți, totuși unii dintre ei mai au o conștiință de om și se feresc să facă nelegiuirea. Ei văd că Hristos este nevinovat. Aceștia, văzând că poruncile date sunt nedrepte, nu se supun orbește, unindu-se la crimă cu cei care au pus-o la cale, ci în sufletul lor iau hotărârea cea bună de a nu sprijini nelegiuirea, ci de a ajuta nevinovăția. Doamne Dumnezeule, nu uita în ziua judecății răsplata acestora. Amin. Dintre câte cânturi mă atrag în lume, ale tale-s cele mai cu dulce nume. Dintre câte graiuri inima mi-o cheamă, numai ale tale le mai țin în seamă. Scump Iisus, drag Iisus, le mai țin în seamă. Dintre câți luceferi noaptea mi-adună, numai ale tale raze mă-ncunună. Dintre câte stele-mi lucesc pe ape, numai ale tale mi le vreau aproape. Scump Iisus, drag Iisus, mi le vreau aproape. Dintre câte vânturi îmi adie în zare, numai ale tale vreau să-mi dea răcoare. Dintre câte steaguri mi-atrag privirea, numai de ale tale mi-alipesc iubirea. Scump Iisus,
drag Iisus, mi-a lipesc iubirea. Dintre câte fețe dragi îmi vin în casă, numai a ta dulce față e mai frumoasă. Și din câte șoapte încântări mi-e spuse, numai pe ale tale le ascult, Iisuse. Scump Iisus, drag Iisus, le ascult, Iisuse. Păcatul și frica. Dumnezeu să vă binecuvânteze, iscoade care vă temeți de ochiul lui Dumnezeu și vă este frică să faceți rău celui nevinovat, care nu vă uniți cu nelegiuirea mai marilor voștri și care nu executați orbește poruncile lor când aceste porunci sunt blestemate și nedrepte. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, toți acei care, având o poruncă rea, o executați totuși în mod uman, drept și demn. Dar pe voi, acei care când trebuie să urmăriți, să prindeți și să predați la moarte un nevinovat, vă duceți mai degrabă și, cu grijă, îl înștiințați pe cel primejduit despre tot ce se pregătește contra lui, ca să poată să-și ia măsuri de pază. Pe voi, Dumnezeu să vă binecuvânteze nespus mai mult, căci voi ați făcut atât de mult bine lui Hristos și ucenicilor lui, dar vai, ce puțini ați fost voi printre ceilalți! În ziua răsplătirii, mare va fi la Dumnezeu și răsplata celor care nu s-au unit cu răul la rău, ci au făcut binele, apărând pe cei buni. Chiar dacă niciun alt bine n-au mai putut face în viața lor, acesta unul singur va conta nespus de mult pentru ei. Evrei, capitolul 11, versetul 31. Și pentru Dumnezeul vostru, când veți fi în fața Lui. Când știi că în curând te vei despărți, plecând pe totdeauna de unde ai fost prea mult iubit, mila față de tot ce lași în urmă te-ar ține tot timpul rămas, până la plecare, tot acolo. Prietenia celor dragi te-ar întoarce necurmat tot lângă ei, căci în marile dureri, ca și în marile bucurii, simți totdeauna nevoia să fii împreună cu cei pe care i-ai iubit cel mai mult. Apropierea celor iubiți ți este tot atât de necesară înaintea unei suferințe ca o judecată sănătoasă și ca o simțire cumpătată și ca o hotărâre neclintită, fiindcă numai lângă ei le poți avea și pe acestea. Când tu însuți te pregătești pentru încercarea prin care altcineva a trecut, chiar și numai prezența acestuia îți este de o mare încurajare, căci, dacă el a putut birui în încercarea lui, aceasta este o garanție că și tu vei putea birui în a ta. Când te așteaptă o suferință, sfătuiește-te cu acela care a trecut prin ea. Când mergi spre o moarte, caută prietenia aceluia care a biruit-o, iar acesta este în primul rând Hristos, căci nimeni altul n-a mai avut de trecut ca el prin suferință și moarte. Moartea este ultima încercare pentru om și pentru Dumnezeu. Cine nu se teme de moarte înainte, acela nu are de ce să se mai teamă în urmă. Cine o biruie înainte de a veni, acela este un veșnic biruitor. Așa a biruit-o Hristos și prin el toți ai lui. Fii binecuvântată, soră primitoare, soră slujitoare, soră jertfitoare. Fie binecuvântate mâinile tale binefăcătoare, fie binecuvântată dragostea ta cea adevărată, scumpă și credincioasă, soră Marta. Nimeni ca tine nu știe să poarte atât de atent sarcinile lui Hristos și ale alor lui. Fii binecuvântată, inimă smerită și râvnitoare, milostivă și darnică, binefăcătoare și harnică, tu, care dacă ai ajuns să ai o căsuță a ta, nu ți-ai lipit inima de ea și nu ți-a fost silă de Domnul și de ai Lui, ci i-ai primit oricând și pe oricâți. Și inima Domnului și casa Domnului te vor primi la fel pe tine. Dacă ție nu ți-a fost greu să te scoli noaptea ca să-i primești cu dragoste pe cei ce veneau de pe drumuri prăfuiți, obosiți, transpirați, flămânzi, căutând căsuța ta, primirea ta, bunăvoința ta,
nu-i va fi nici Domnului greu să-ți deschidă cerul său. Dacă tu ți-ai făcut cea mai mare bucurie din gândul că ai prilejul să-ți arăți cât de curată este iubirea ta față de Domnul tău și dragostea ta față de frații tăi, nu numai cu vorbe și cu cântări, ci mai ales cu slujirea faptei, tot așa se va purta și Domnul tău odată față de tine. Fii binecuvântată tu, sora adevărată, care nu ții mai mult la covoarele tale decât la frații tăi și nu privești la pâinea ta când tai pentru cel lipsit, nici la așternutul tău când îl culci în el pe cel sărac, nici la cât îți mai rămâne când dai pentru Domnul, cât și Domnul va fi la fel față de tine. Când tu slujești Domnului și fraților, celor sărmani și străini, celor lipsiți și bolnavi, fii mereu cu bucurie voioasă, fără să simți sau să spui niciodată că ai făcut de ajuns. Căci binele niciodată nu-i prea mult în lume, fiindcă făcătorii lui sunt prea puțini și obosesc prea repede. Niciodată să nu ți se pară sile de călătorii Domnului, la orice oră din noapte sau din zi ar veni ei la ușa ta. Și oricât de mare număr ar fi să-ți vină în casă sau să-ți bată la poartă, să-i primești cu bucurie, fără să te temi de nimic. Domnul însuși le va da hrana lor ca în somn și poate pentru ei ți-o va da și ție. Fiți binecuvântate până în vecii vecilor voi, toate adevăratele noastre surori credincioase, care, urmând pilda sorei noastre Marta cea harnică și primitoare, veți sluji și voi Domnului, ostenind mereu ca ea, cu bucurie, ca să gătească, să-i spele, să-i curețe, să-i hrănească pe cei trimiși în casa ei, în casele voastre, făcând totul ca pentru Domnul și ca pentru îngerii lui. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele de la 40 la 42, Galatenii, capitolul 4, versetul 14 și Evrei, capitolul 13, versetul 2. Fără să vă fie nici silă și nici greu a face binele, oricând și tuturor. Soră credincioasă, ce rost ar mai avea să ai o casă, dacă Domnul și ai lui nu mai pot sta în ea cu plăcere? Și dacă el și ai lui nu mai sunt primiți în ea cu bucurie, ruina se va alege în curând de casa aceea și de sufletul cui o are așa. Ce preț mai pot avea, soră credincioasă, covoarele tale, dacă picioarele Domnului și ale alor săi nu mai sunt primite în casa ta din pricina lor? Moliile vor roade curând și covoarele acelea și pe cine le are așa. Și ce folos, soră credincioasă, de banii tăi mulți și de cămara ta încărcată și de îmbrăcămintea ta luxoasă, ca și de mobila ta cea prea scumpă, dacă Hristos și ai lui nu mai au loc în ele și nu mai are nicio parte de ele? Și ce folos de toate nimicurile deșarte cu care ți-ai împodobit camerele și dulapurile tale, ca și cu niște idolași care au luat locul Domnului Iisus? Căci iată, că pe măsură ce casa ta se umple cu de acestea, inima ta se golește de smerenia și de dragostea lui Hristos și a fraților. Rugina și risipa le va mânca în curând pe ele și osânda veșnică, pe cei ce le au fără Hristos. Pe măsură ce Hristos și ai lui, soră dragă, vor veni la tine tot mai rar, lumea și a ei vor veni tot mai des. Până când nu va mai rămâne din tine decât o jalnică ruină și o tristă amintire că ai fost cândva și tu credincioasă și că a fost cândva și casa ta primitoare de Hristos. Vai ție va fi atunci și vai tuturor cu care te mândrești că le ai. Doamne Iisuse, ai milă de toate surorile noastre și de toate casele lor care au ajuns rău și întoarce-le iarăși la dragostea din tâi. Amin. Alergarea pentru Domnul. Fie binecuvântată neoposita soră harnică, binevoitoare, bucuroasă și primitoare de oaspeți, de săraci, de frați. Ea va sluji mereu tuturor cum ar sluji Domnului. Ea slujește ca o pildă de smerită și bucuroasă ostenire pentru Domnul și pentru ai lui,
tuturor celor care se uită la purtarea credincioșilor lui Hristos, fără cârtiri și fără păreri de rău. Marta, sora credincioasă din Betania, este acum sus la Domnul, se bucură de o veșnică și o nebănuită răsplătire. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele de la 45 la 47. Iar aici, în inimile noastre și ale tuturor creștinilor, se bucură și se va bucura în veci de o iubire atât de sfântă și neuitată, cum a arătat ea spre Domnul când venea în casa ei. O, scumpele noastre surori, voi, cărora Dumnezeu v-a dat o casă în care s-a obișnuit să vină frații, vă rugăm să urmați și voi mereu pilda Martei și a celorlalte sfinte femei care nădăjduiau în Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 3, versetul 5, și îl slujeau pe Domnul cu toată puterea și cu toată avuția lor. Voi, femeilor credincioase, de aceea ați venit după Hristos, ca să-i slujiți cu tot ce puteți și aveți, și de aceea vi le-a dat pe cele ce le stăpâniți, ca să aveți cu ce face binele pentru Dumnezeul vostru și pentru semenii voștri. Ce frumos îi arată Sfântul Cuvânt pe cei din Betania, în mereu aceeași sfântă slujbă pentru Hristos. Lazar, în adâncă și chibzuită consfătuire cu Domnul. Marta, în harnică și atentă slujire pentru El. Iar Maria, în evlavioasă și profundă împărtășire ascultătoare de Hristos. O, dacă în fiecare familie ar fi aceste trei stări frumoase! Când Hristos intră în casa unui credincios, este o sărbătoare dulce și orice alte preocupări trebuie să înceteze, pentru a fi numai cu Domnul. Atunci să nu mai existe nimic altceva și nimeni altcineva, decât Domnul Iisus și El să umple totul. Totul să fie dăruit numai lui Hristos și toate să fie puse numai în slujba Lui. Toate celelalte pot să mai aștepte, numai El nu. Toate celelalte pot să fie neglijate, numai El nu. Dintre toate datoriile mari pe care le are un om pe pământ, cele față de Dumnezeu sunt cele mai mari. Dintre toate iubirile noastre, cea față de Hristos trebuie să fie cea dintâi. Dintre toți oaspeții noștri, ai lui Hristos trebuie să fie cei mai slujiți. Pe Domnul trebuie să-L facem să aștepte cel mai puțin și să-L slujim cel mai dintâi, oricât de târziu ar trebui să ne culcăm sau oricât de dimineață ar trebui să ne sculăm. Domnul Iisus nu trebuie lăsat să aștepte niciodată după noi. Chiar dacă n-ar mai fi să ne mai rămână nouă nimic ca să trăim, lui Dumnezeu trebuie să-i dăm totdeauna ce ne cere sau ne arată că vrea de la noi, așa cum a făcut văduva cu cei doi bănuți ai ei. Căci de lărgimea inimii noastre față de Domnul și de dărnicia mâinii noastre față de El, depinde și lărgimea inimii Lui și dărnicia mâinii sale față de noi. Pentru a face lucruri obișnuite nu-ți lipsește decât o dragoste obișnuită, uneori poate nici atât. Dar pentru a face lucruri neobișnuite, îți trebuie nu numai o dragoste neobișnuită, ci uneori și un presimț profetic și o luminată conștiință a adevăratelor valori, care să-ți strălucească exact la timp. Maria din Betania le-a avut pe toate aceste trei haruri cerești. De aceea Maria din Betania a făcut ceea ce trebuia să facă exact atunci când trebuia să facă și exact așa cum trebuia să fie făcut. Nimeni în toată istoria lumii n-a mai făcut ceva atât de frumos, atât de înțelept și atât de la timp ca ea. De aceea i s-a și prezis o prețuire veșnică. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 9. Am avut și eu uneori lucruri puse deoparte, pentru alte scopuri, iar când s-a ivit un prilej care mi le cerea să le jertfesc pentru Hristos, la început mi-a venit destul de greu. Dar azi nu mai pare greu nimic, decât gândul că n-am putut face totdeauna, cu toatele mele, așa cum a făcut atunci Maria, cu vasul ei și cu mirul ei cel scump. Numai în ceasurile marilor încercări ies la iveală gândurile ascunse ale inimilor omenești. Altfel, ele ar fi rămas necunoscute pe totdeauna.
Martorii patimilor Domnului sunt cea mai bună dovadă despre acest adevăr. Numai când cei iubitori de Hristos trebuie să-i arate Domnului în chipul cel mai înalt devotamentul lor, numai atunci pot fi cunoscuți cu adevărat și ceilalți, care par ucenici, dar nu sunt. Numai în vremea patimilor Domnului pot fi cunoscuți și cei care stau printre apostoli, dar nu mai au în ei nimic din duhul ascultării și al slujirii lui Dumnezeu, deși păreau totuși că l-au, cândva. Ce plin de evlavie era duhul Betaniei, ce plină de iubire și adorație pentru Hristos era casa celor trei suflete alese și neuitate, care locuiau în cetatea plăcută Domnului Iisus. Și totuși unul dintre ucenicii care fusese și el cândva lui Hristos nu mai simțea acolo nimic din toate aceste bucurii sfinte și adânci. Ce repede te desparte de Hristos iubirea de bani și setea după slava lumii. Când Satana i-a cerut pe ucenicii Domnului ca să-i cearnă cum cerni grâul, Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 31, Dumnezeu a îngăduit pentru curățirea lor să fie cernuți toți, căci numai cernerea aceasta poate dovedi ce are fiecare ucenic în lăuntrul său și numai cernerea aceasta îl putea arăta pe fiecare ucenic ce urmărește prin Hristos și lângă Hristos. Este neapărat nevoie ca să vină câte o astfel de cernere peste fiecare ceată de ucenici, fiindcă fără ea nu s-ar putea dovedi limpede niciodată care sunt și care nu sunt adevărați. Iată deci durerosul adevăr, că sunt unii între cei ce umblă cu Hristos, părând niște ucenici ai Lui, căci stau la masă cu El, și se bucură de cea mai înaltă prețuire în fața celor ce-L iubesc pe Hristos. Dar ei, în realitate, sunt numai niște nevrednici și blestemați profitori și umblători după căpătuială și câștig mărșav. Inima multora dintre cei ce se numesc ucenici ai Domnului se dovedește până la urmă că este plină de urăciuni, iar gândurile lor că sunt pline de șiretenie și de vicleșug amăgitor. Efeseni, capitolul 4, versetul 14. Ce mare mincinos este diavolul care îi înșală și ce slabi credincioși sunt cei ce se lasă înșelați. Cu toții vor arde odată în focul veșnic. Ce durere este să vezi că în toată lucrarea Domnului suferă și toți slujitorii Lui sunt pătrunși de cutremurul răspunderii pentru starea și soarta Evangheliei, cum unii dintre cei ce păreau frați încep să-și dea pe față gândurile vrășmașe. Când toți ai Domnului vorbesc într-un fel, aceștia încep să vorbească în alt fel. Trebuie să vină odată și clipa cernerii. Dar vai de cei ce se dovedesc străini față de Hristos atunci! Duhule Sfinte, umple-ne și sfințește-ne. Amin. În ziua judecății aspre nu o să vă judece Iisus, ci o să vă judece cuvântul ce voi l-ați auzit sau spus. O să vă judece copilul pe care l-ați crescut tâlhar. O să vă judece clipita ce ați risipit-o în zadar. O să vă judece prilejul lăsat să treacă fără rost. O să vă judece străinul rămas în drum fără adăpost. O să vă judece orfanul pe care nu l-ați cunoscut și orbul și nefericitul pe lângă care ați trecut. O să vă judece unealta cu care n-ați lucrat cinstit și bunătatea și iubirea pe care le-ați disprețuit. O să vă judecați voi singuri cu tot ce-i sus și tot ce-i jos, că ați fi putut avea viață, dar n-ați căutat-o prin Hristos. Frații și vrăjmașii. Când, din dragoste și din grijă față de Domnul, frații adevărați umblă cu toată cumpătarea și înțelepciunea, spre a nu face mai rău, ci mai bine cauzei lui Hristos, frații mincinoși, plini de neascultarea și de viclenia Duhului lui Iuda, umblă vinovat, umblă nechipzuit, umblă dărâmând și îndurerând peste tot, spre nimicirea lucrării lui Hristos. Ce mare rău pentru lucrarea lui Dumnezeu sunt frații mincinoși și lepădați! Mai buni sunt necredincioșii decât ei! Dacă prin duhul neascultării de care te-ai lăsat cumva stăpânit, te-ai rupt sufletește de familia în care erai cândva un vas folositor,
iar astăzi umbli și vorbești altfel? Oare nu te cutremuri tu gândindu-te la soarta lui Iuda? Nu te temi că ai putea ajunge să faci și tu și să pățești ca el? De ce când toți frații tăi și surorile tale luptă cu atâtea greutăți ca să strângă cu Domnul, tu singur te găsești să risipești cu diavolul? Chiar atât de împietrit și de îndrăzneț ai ajuns că lupți contra lui Dumnezeu pe față, nu te îngrozești deloc? De ce când frații tăi, cu prețul atâtor jertfe și în mijlocul atâtor primejdii, trudesc din greu să zidească unitatea frățească, să curățească duhul lucrării Domnului, să strângă gândurile împrăștiate lângă înțelegerea și împreunarea cea bună, tu calci în picioare și umbli să dărâmi, fără frică de Dumnezeu și fără respect față de adevăr, tot ce ei se străduiesc să lucreze cu jertfe și cu riscuri? Nu te îngrozești deloc? Nu te temi și nu te cutremuri de pedeapsa și de bătaia lui Dumnezeu, cel care te vede ce faci. Galateni, capitolul 5, versetele de la 10 la 12. Mare și adevărat este Dumnezeu, cel contra căruia lupți. Mare și adevărată va fi pedeapsa lui peste tine, cel care face așa. Lăcomia de bani este rădăcina tuturor relelor. Acesta este un adevăr atât de mare, dovedit mereu și mereu. Cei care au umblat după bani au rătăcit de la credință, s-au lepădat de Dumnezeu, s-au robit diavolului și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Vai, cât de mulți au ajuns în această groaznică stare! Cei lacomi de bani au ajuns vânzători de frați, obraznici cu Hristos, îngânfați cu semenii, doritori de plăceri lumești și blestemați de Dumnezeu, dar având totuși o formă de evlavie, ca la adăpostul ei să poată urmări scopurile lor drăcești. Aceasta le poate folosi însă numai pentru a se înșela între ei, dar nu și pe Dumnezeu. O, ce primejdioși sunt oamenii căzuți! 2 Timotei, capitolul 3, versetele 4 și 5. Și cât de mulți lesne crezători cad în cursele lor, apoi cad în aceeași osândă ca ei. Oricât de puțin ai cunoaște oamenii, totuși nu ți este greu să poți afla ce este în inima acestor mincinoși de frați, care se îngrașă și se îmbogățesc din lucrarea lui Dumnezeu și din negustoria cu darurile sfinte. Când este liniștit sau între alții, omul prefăcut și viclean are grijă să-și ascundă cât mai șiret gândurile inimii, ca să nu îi le afle cei ce-l aud sau îl văd, dar când se mânie, grija aceasta îi scapă și o pierde. Mânia, fiind o scurtă nebunie, îl descoperă pe nelegiuit îndată ce deschide gura, arătându-l care este sufletul său și care îi sunt adevăratele sale gânduri. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari? Zice Iuda vânzătorul supărat. Dar îndată, dându-și seama că s-a demascat ce urmărea, a adăugat spre a se acoperi iarăși și să se fi dat săracilor, căci și retenia omului în mijloacele de amăgire folosește nu numai cuvintele sale, ci chiar și pe ale lui Dumnezeu, nu ca să-și arate gândurile adevărate și inima lui, ci ca să și le ascundă. Dar tocmai această și retenie îl dă pe față cel mai repede. Este un făcut că în vorbirea fiecărui om se repetă fără voia lui mai mult tocmai cuvântul care îi arată starea sa cea mai ascunsă și păcatul său cel mai arătat. Astfel, vânzătorul va vorbi mereu numai despre vânzări, lacomul despre câștiguri, bețivul despre băuturi, desfrânatul despre petreceri, neascultătorul despre slobozenie, înșelătorul despre cinstea lui, netrebnicul despre vrenicia sa și dezbinătorul despre dragoste, mereu învinuindu-i pe alții că nu o au. Când omul vorbește, nu-i greu să-i afli gândurile. Mai greu este atunci când omul tace. Atunci numai dacă îi cunoști ochii poți să vezi cum îi este sufletul și ce îi zace în inimă. Cum însă puțin știu privi prin ochii înăuntrul omului, e bine să așteptăm până când ceva îl face să se mânie. Atunci el își dă pe față inima sa. La mânie, uitându-te pentru ce s-a supărat cineva, vei vedea ce duh are. Și ascultând la ce vorbește, vei înțelege ce gânduri îl poartă
și ce caută stând lângă tine sau lângă Hristos. Când trebuie să mergi cu cineva sau să stai cu el, dacă nu vrei să te înșele și să nu te pierzi, ia seama la starea lui când se supără, ce face și ce vorbește la mânie, și vei ști ce om este și ce suflet are, căci acela cu care te însoțești poate să-ți facă în viață ori cel mai mare bine, ori cel mai mare rău. Alegerea lui depinde numai de tine. De aceea fii cu cea mai mare băgare de seamă în clipa când alegi cu cine te însoțești, căci mare lucru este aceasta. Copiii mei, dacă aș fi știut eu un mai folositor sfat decât acesta în lumea asta pentru voi, pe acela aș fi căutat să vi-l spun, dar nu știu un altul. Fiți cu grijă cu cine vă însoțiți. Frații mei, dacă aș cunoaște alt lucru mai însemnat decât acesta în lucrarea Domnului pentru voi, pe acela vi l-aș spune, dar nu cunosc un altul. Fiți cu grijă cu cine vă însoțiți. Eu am aflat adevărul după prea multe suferințe și după prea multe pierderi, ca și mulți înaintași ai mei. Tot prețul care a fost plătit până aici pentru faptul că nu i-am știut cunoaște pe cei necurați dintre cei curați este dureros de mare și toate urmările lui dureros de amare. O, de-aș fi știut și eu cu cine mă însoțesc, de câte nenorocire aș fi fost scutit. Nimic pe lumea aceasta nu va mai putea înlocui multe dintre cele ce s-au pierdut, pentru că pe mulți oameni nu i-am știut cunoaște la timp, ca să ne ferim de însoțirea lor, și pentru că nu i-am știut ocoli îndată, chiar după ce i-am cunoscut. Hoțul zice totdeauna altfel de cum gândește, ca să nu se arate pe față, iar cel care zice totdeauna altfel de cum gândește, acela este în inima lui un hoț. Chiar dacă umblă încă în aceeași casă cu Hristos și trece încă drept un om evlavios, un ucenic dintre ai lui Iisus. N-ar trebui să ne păzim mai cu grijă nimic pe lumea asta ca inima noastră de acel satanic păcat al Iudei, lăcomia și prefăcătoria. Și n-ar trebui să ne temem de nimic mai mult decât ca gândurile noastre să nu cadă în vicleșugul acesta. Nimeni pe lume nu ne poate face un rău mai mare decât acela pe care ni-l putem face noi înșine, dacă lăsăm în inima noastră un păcat ca al lui Iuda. Lăcomia vicleană și vicleșugul lacom îl ucid totdeauna pe Hristos din noi sau din alții. Dumnezeule, ai milă de toți cei care ar putea ajunge astfel. Scapă-i înainte de a ajunge, căci după ce au ajuns, este prea târziu. Amin. Cuvinte înțelepte. Adevărul are raze pentru orice virtute și a lui razele încunună și le face mai plăcute. Ele sunt frumoase numai dacă sunt adevărate. Ori și unde se arată, ele-s binecuvântate.